În ultimii ani, tot mai multe persoane de vârsta a treia sunt diagnosticate cu Parkinson. Această boală este o tulburare neurodegenerativă, ale cărei simptome progresează lent. De la un tremor lent la o mână, avansează la unul frecvent, ducând la rigiditate și încetinirea mișcării. Există însă și cazuri în care boala poate debuta și de la vârsta de 40 de ani. În prezent nu există tratament pentru a vindeca boala Parkinson, însă sunt mai multe terapii pentru ameliorarea simptomelor. Aceste terapii sunt concepute pentru a crește nivelul de dopamină din creier. Este firesc și normal să facem aceste manifestări prin care să facem profesioniștii din sistem și pacienții să conștientizeze că această boală poate fi tratată, pentru această boală există remedii și putem reduce maximal inclusiv efectele asupra societății în care trăim prin tratamentele pe care le aplicăm. O altă metodă de terapie este stimularea cerebrală profundă, procedură chirurgicală prin care se implementează electrozi pe porțiunea afectată a creierului. Ca și părere de rău, pot să vă spun că n-am reușit încă la nivelul spitalului să facem primele intervenții chirurgicale de stimulare cerebrală profundă, pentru că este un tratament chirurgical la anumiți pacienți care sunt selectați după criterii foarte clare, dar cu siguranță în perioada următoare, cu ajutorul colegilor neurologi, vom reuși să facem și acest lucru. Avem tot ce ne trebuie, deplasarea electrozilor într-o zonă foarte precisă a creierului, care este cunoscută deja ca fiind zona din creier în care deficitul de neurotransmițător numit dopamină face să apară acel tremur. Boala Parkinson îi afectează pe pacienți nu numai fizic, ci și psihic. Se întâlnește în formele avansate, așa zisă, demență parkinsoniană, dar de-a lungul bolii apar tot felul de momente dificile care sunt marcate de anxietate, depresie și care se intrică cu izolarea care apare ca o consecință a imposibilității motrice și cu imposibilitatea uneori de a-și duce profesia mai departe. În boala Parkinson, neuronii din creier se descompun treptat sau mor și din această cauză se pierde dopamina. Dopamina acționează ca un mesager între două zone ale creierului pentru a produce mișcări controlate. Evoluția bolii diferă de la pacient la pacient, deși studiile sugerează că speranța de viață pentru persoanele bolnave este aceeași cu a populației generale.